În municipiul Suceava vor primi măști gratuite 159 de beneficiari ai ajutorului social acordat în baza legii 416/2001 privind venitul minim garantat, 363 de beneficiari ai alocației pentru susținerea familiei, 2430 de pensionari ai sistemului public de pensii, ale căror drepturi sunt până la 704 lei inclusiv, și 716 persoane încadrate în grade handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale. Guvernul va furniza 50 de măști gratis timp de 2 luni. În total, la Suceava ar urma să sosească 183.400 de măști în cadrul acestei măsuri. Am fost înștiințați că vom primi aceste măști în măsura în care vin, conform ordonanței date. Noi trebuie să le distribuim într-o perioadă de 3 zile. Vom anunța punctele de distribuire acestor măști în măsura în care ele vin.